nu a existat nicio altă generație, istoric vorbind, în care să fi fost atâtea abuzuri făcute lucrării Duhului Sfânt. O grămadă de experienții extatice, exotice, sentimentale, psihologice, chiar demonice sunt puse pe lu seama lucrării Duhului Sfânt. Aș vrea să vă subliniez foarte sumari câteva lucrări principale ale Duhului Sfânt ca să facem distinția între ele. În primul rând, cinzecimea este un eveniment unic și irrepetabil în care s-a înființat Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu se repetă cinzecimea, decât anumite lucruri care s-au întâmplat la cinzecime. În al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt a fost, în faptele apostolilor cel puțin, o experiență repetată în viața unor grupuri distincte de oameni, diferite unul de celălalt pentru a, ca aceste grupuri să fie încorporate la rând în Biserica Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, semnul vorbirii limbi a arătat universalitatea Evangheliei mântuirii către toate neamurile pământului. Direcția universală a Evangheliei și a mântuirii și a incluziunii acestor categorii de oameni în biserică, da? toate categoriile pământului sunt primite în Biserica Domnului Sus. Asta a fost sensul, semnificația, rolul semnului vorbirii în alte termen. În al patrulea rând, convingerea Duhului Sfânt este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face asupra unui suflet ca să-și vadă nevoia de Dumnezeu, nevoia de mântuire și ca să vină la Dumnezeu. În al cincilea rând, regenerarea sau nașterea din nou este lucrarea de renovare a sufletului omului și inclinarea sufletului omului cu mintea, voința, sentimentele către Dumnezeu. Asta este regenerarea. În așa să rând, arând, cu Duhul Sfânt înseamnă însemnarea sau pecetea pusă asupra unui credincios cu garanția că acel credincios este al lui Dumnezeu și va fi înviat în ziua de apoi. În al șaptelea rând, primirea Duhului Sfânt este la propriu intrarea Duhului Sfânt în sufletul unui credincios în momentul nașterii din nou și a credinței. Ungerea Duhului Sfânt este înțelepciunea duhovnicească pe care Duhul Sfânt o dă fiecărui credincios ca să înțeleagă lucrurile elementare, esențiale din cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, umplerea cu Duhul Sfânt are rolul de a uh, capacita credinciosul să slujească și de a umple credinciosul cu acele lucruri necesare să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu și să poarte chipul Domnului Isus Hristos. Roada Duhului Sfânt este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face progresiv în noi, așa încât chipul nostru, spiritual vorbind, să semne tot mai mult cu cel al Domnului Isus Hristos. Darurile Duhului Sfânt sunt abilități supranaturale date oamenilor ca să slujească în interiorul trupului Domnului Isus Hristos și în afară, să slujească lumea aceasta. În al 12-lea rând, mărturia Duhului Sfânt este convingerea lăuntrică pe care Duhul Sfânt o dă unui suflet mântuit că este iubit de Dumnezeu, că este copilul lui Dumnezeu, că este înfiat, în al 13-lea rând, Sfințirea Duhului este lucrarea progresivă pe care Duhul Sfânt o face din momentul nașterii din nou până în momentul morții noastre sau plecării noastre la Dumnezeu. Și această lucrare înseamnă transformarea sufletului credinciosului după voia lui Dumnezeu, după chipul Domnului Iisus Hristos pentru slava lui Dumnezeu. Și în final, călăuzirea Duhului Sfânt este îndrumarea pe care Duhul Sfânt o face în viața unui credincios, în mod lăuntric, personal, pentru ca credinciosul să trăiască după voia lui Dumnezeu. Acestea sunt 14 lucrări a Duhului Sfânt pe care le putem înțelege foarte simplu în felul acesta.